Am urmărit uh, prima oră din uh, transmisiunea asta live facilitată de RSL România. Mi-a fost uh, interesant. Noroc că știu uh, englezește. Uh, dar, na, e clar, atitudinea așa a demnitarilor europeni și a unegiștilor uh, romi de drepturile omului din uh, Balcani și din restul Europei. Au vorbit oameni și din Bulgaria, și din Serbia, și iată, și din România. A vorbit chiar și președintele Consiliului European, dar acela a făcut-o în italiană, nu în engleză, și doar titrată în engleză. Am impresia că intervenția lui nu a fost în direct, live, așa cum pretindea moderatoarea, ci a fost înregistrare și a fost nevoie de subtitrare, de traducere în engleză. Probabil de asta transmisiunea live-a întârziat jumătate de oră. Dar cu ocazia asta, cu ocazia vizionării, mi-am adus aminte de live-ul de dimineață al Danielei Hamedovici, care e foarte pornită, e foarte supărată pe toți activiștii romi, mai ales pe cei de la RSL pe care îi acuză de toate relele că ci că ar vrea să speculeze, nu știu, vulnerabilitățile romilor, problema romilor, nevoile romilor pentru bani, pentru mărire, pentru boierire, pentru milioane, îl acuză pe Gelu Duminică că ar fi luat un milion pentru un proiect și Gelu Duminică nu neagă, el anume asta a spus, că a gestionat cândva un proiect de un milion ca să creeze locuri de muncă într-o localitate de romi unde se constata că există mult uh, șomaj și deci oamenii o duc rău din cauza de lipsă de bani și când nu ai bani nu poți accede nici la educație, nici la bune. Uh, Daniela e supărată pe oamenii ăștia pentru că probabil nu înțelege ce spun ei, nu înțelege, iată, limba engleză când e vorba de emisiunile astea, uh, discuțiile astea de tip parasel, Uh, nu știe poate decât italiană, dar n-a fost curioasă să vadă ce spune președintele Consiliului European. Mă tem că ea face o mare greșeală acuzându-l pe Soros că ar fi evreu uh, și acuzându-i pe al de uh, Ciprian Nicula că n-ar fi romi pentru că astfel de atitudini trădează un fel de rasism Daniela, Irina, Rasism nu e doar când ataci romii. Rasism e când ataci evreii, de exemplu, și se numește antisemitism. Sau când ataci neromii. Pentru că ce, cine ne a împuternicit pe noi să... Cine i am împuternicit pe ei să-i reprezinte minoritatea romă? Dar cine te-a împuternicit pe dumneata să faci titluri atât de mari în care să declari uh, noi romii tradiționali, ne păstrăm identitatea și nu ajungem sclavii Europei. Ce înseamnă sclavii Europei? Neta, lucrez în Germania acum, în Europa. Zici că ai lucrat și pentru ONG-uri, acum lucrezi probabil pentru vreun patron. Te consideri sclavă? Eu nu cred că ești sclavă. Ești plătită pentru munca pe care o faci? Te declari tradițională și îmi reproșai dimineața de ce ți-am zis că ești în pantaloni? Pentru că ce fel de romă tradițională dacă nu ești în rochie tradițională? Și ce înseamnă tradiția la romi? Să îți ții nevasta în spate să meargă trei pași în urma ta, iată, din nu ești nici în felul ăsta tradițional, ești o femeie care ieși în față, ești și o femeie emancipată, deci nu prea ești tradițională, chiar dacă știi limba romanii și eu nu știu decât vreo trei cuvinte în limba romanii. Toată lumea are dreptul să susțină comunitatea și minoritatea romă pentru că vrem să se integreze, vrem să o ducă bine toți romii, la fel cum a cuvântat, se pare, unul dintre vorbitorii din uh, emisiunea asta pe care încă și acum o transmite live uh, RSL și alte platforme de, de romi din, uh, din Balcani, cum ziceam. Uh, unul dintre oamenii ăștia a zis că Europa va avea de câștigat din integrarea uh, romilor, pentru că populația romă e majoritar tânără, Oamenii sunt dispuși, hotărât să lucreze și deci Europa are nevoie de oamenii ăștia care sunt dispuși să rămână în Europa, să lucreze, să-ți câștige o bucată de, de pâine și acum în condițiile astea de după criză trebuie făcut ceva pentru a integra, pentru a ajuta romii să nu se scufunde și mai mult în sărăcie, în marginalizare, în ură, să combatem pe toate căile uh, ura rasială împotriva romilor și atenție, fake news care dau vina pentru răspândirea de covid sau eu știu ce alte pentru tulburarea liniștii publice să dai toată vina pe romi e la fel de greșit și se pare că cineva din afară are grijă, are nevoie să stârnească ura asta interietnică deci cum dumneata mai devreme difuzai o știre de la Sputnik despre Soros tot la fel multă lume, inclusiv români, neromi, adică gagii, cum le ziceți voi, se informează de pe la Sputnik sau de la alte surse din astea toxice, cum le zic eu, culeg ciuperci de subgard, și se otrăvesc, se intoxică cu astfel de atitudini negative, rasiste la adresa romelor. Deci aveți grijă ce consumați, aveți grijă pe cine urâți, e bine să nu urâți chiar pe nimeni. E minunat că puneți la îndoială, e extraordinar că aveți curaj să vorbiți, dar nu faceți afirmații pe care nu le puteți proba pentru că poate fi tratat ca uh, discreditare, calomnie și poate fi calificat drept uh, contravenție, infracțiune, încălcarea drepturilor omului, da? Dacă spui niște aberații despre Gelul Duminică, despre Dele Grigore, despre cum îl cheamă, Ciprian Nicula sau despre oricine dintre activiștii romi pe care voi îi desprețuiți și îi suspectați că au interese politice, că au interese financiare, că nu știu ce uh, uh, complotează cu oculta mondială sau temir ce chestii din astea. Dacă faceți niște afirmații, aveți grijă să le probați și nu cu surse de la de sub gard, cum am zis, cu ciuperi centrale otrăvite, cu Sputnik, cu Temirce Blog, dar cu surse oficiale. Dacă vrei să zici ceva despre Soros, intră, de exemplu, pe site-ul soros.md, da? Sau pe Open Society Foundation, cum se numește ea. Și vezi ce fel de proiecte are. Deci, dacă, intri, dacă vreți în limba română, intrați pe soros.md și o să vedeți proiectele pe care le-au finanțat în toate raioanele de Republica Moldova ultimii 30 de ani și urmăresc Fundația Soros. Sunt numai proiecte de emancipare a femeilor, de emancipare a romilor, de ajutorarea presei libere, de încurajarea libertății de exprimare, pentru că Soros filantropul celălalt nu la 90 de ani ai lui, acum în august o să împlinească 90 de ani, el nu își dorește să cucerească lumea, el își dorește să o facă mai bună înainte de, na, cât o să trăiască la 90 de ani, vă dați seama, și om bolnav și nu are întreprinderi cum pretindeți voi, are fundații care cheltuie banii lui și are fonduri de investiții. Omul e banchier omul a fost toată viața lui, lucrător în domeniul financiar. Asta a învățat la Londra, după ce au plecat împreună cu părinții lui din Ungaria, unde erau niște uh, evrei care au uh, supraviețuit în mod miraculos Holocaustului. Să-l disprețuiești pe, pe George Soros înseamnă fie să fii rău intenționat, pus de uh, uh, Orban, Victor, dictatorul din Ungaria. Putin, Vladimir Dictatorul din Federația Rusă Erdogan, dictatorul din Turcia Deci să-l desprețuiești Pe Orban, fie pe, pe Soros, fie ești unul dintre Trimișii acestui dictator Fie ești un idiot util Care te-ai lăsat manipulat De aceste dezinformări De la fabricile de troll, de cremleboți de, de minciuni Și faci voluntariat În favoarea celor dictatori să-l disprețuiești pe Soros să-l acuzi de că nu și a vrut să facă la Roșia Montană că nu știu ce complotează cu oculta mondială înseamnă să n-ai habar pe ce lume trăiești și să nu fii disponibil să nu fii dispus să nu vrei să te informezi din surse credibile. Înseamnă să repeți ca papagalul ceea ce ai auzit. Și atunci imiți și ce vorbești și ce latră câinele, atunci imiți și ce zgomot te face ușa și nu-ți dai seama ce spui, da? Îți place să repeți ca papagalul zgomotele cele pe care le-ai auzit. Dar asta, crede-mă, poate să-ți aducă câteva like-uri, nu știu, până mâine, până poi mâine, cât, câțiva oameni care sunt, nu știu, la fel de neinformați, prost informați sau dezinformați ca dumneata, o să te aplaude o vreme, dar după aceea o să constatați că nimic nu s-a confirmat din toate astea și că mâine poi mâine George Soros dă ortu popii și că Ciprian Nicul ajunge președintele României votat și de români și a ajutat comunitatea romă, de exemplu, și o să constatați că te a înșelat. Că ai avut niște vedenii, niște chimere și că te ai temut degeaba și de Soros, și de e, Gelu Duminică, și de Delia Grigore. Și că n-ai ajutat cu nimic comunitatea romă cu această isterizare împotriva unor intelectuali care vin din comunitatea romă. Chiar dacă nu sunt romii toată ziua, poate, nu? Cine garantează acum că ai sângele curat? Și ar fi chiar nenormal și uh, rasist și neonazist să-l cauți la sânge pe cineva să fie uh, rom curat, uh, nu Caștaliu și nu Gagiu, ca iată unul, Brega, căruia îi pasă de comunitatea romilor, îi pasă de drepturile tuturor, inclusiv de drepturile gheilor. Dumneata, pretindea în interviu cu mine că nu, nu ești... Uh, homofobă, că toată lumea are dreptul să iubească cine și cu cine vrea. Dar de câte ori ai ocazia în live-urile dumitale, folosești ca termen de comparație gay și îi acuzi pe Ciprian Nicula și pe ceilalți din, din elita intelectuală a romilor că vă bagă gay pe gât. Gay există, gay există și în comunitatea romă, gay există și, în, și printre români, gay există peste tot. Asta e natural, la fel de natural e ca și cum să te naști într-o familie de noi, de, romi, e natural să te naști gay, lesbiană, bisexual, transgen, etc., etc. Deci ai grijă, dragă Daniela, la fel cum te-ai grăbit să faci o concluzie despre vârsta mea și ai zis că ești de vârsta fiicei mele, fără ca să te documentezi să afle că suntem de o baie, de o vârstă amândoi. Dumneata a născut în 71, eu în 73, deci pot să te tutuiesc cu, cu tupeu. La fel cum nu te a informat despre vârsta mea La fel habar mai ai despre cunoștințele mele Mă acuz că nu știu ce a fost în 71 La congresul celălalt internațional La care s-a adoptat și imnul romilor Și drapelul celălalt cu roata de căruță Și nu știi că am făcut un masterat în 2006 Pe care l-am absolvit în 2009 Nu știu cât Cu teza de disertație despre integrarea romilor la fel n-ai știut nici despre vârsta mea, că am 47 de ani și nu 23 cum crezi sau cât o fi având fiica dumitale. Ai grijă, te rog, nu urâi, nu bălăcări, nu blestema, pentru că s-ar putea să constați că ai greșit și s-ar putea să regrești, regreți vehemența, hotărârea cu care te bagi într-o cauză greșită.